Mai avem mai puțin de o lună și jumătate până la sărbătorile de iarnă, iar magazinele deja au început să le ofere clienților minunatele decorațiuni de Crăciun. Cei interesați pot găsi fundițe, globulețe și beteală la prețuri convenabile pentru toate buzunarele. În această perioadă, magazinele se pare că se bazează foarte mult pe globulețe, acestea fiind la cea mai mare căutare. Rafturile magazinelor și hipermarketurilor sunt pline de ornamente și instalații de Crăciun care așteaptă să înfrumusețeze casele giurgiuvenilor. Cu toate acestea, clienții trec pe lângă ele, le admiră și merg mai departe. Însă pentru cei care își doresc să intre noul an cu un brad nou împodobit, aceștia vor fi nevoiți să scoată din portofel până la 100 de lei. Prețurile ornamentelor pentru bradul de Crăciun sunt cuprinse între 5 și 18 lei. Pentru beteală, clienții vor fi nevoiți să achite până la 5 lei. E prea de vreme. A zis să ne așteptăm. Cum că nu? Oh, da. Cum vi se par prețurile? Foarte bune. Fie că sunt prea scumpe, fie că nu sunt ceea ce caută, decorațiunile pentru sărbătorile de iarnă nu ocupă deocamdată un loc fruntaș pe listele de cumpărături ale giurgiuvenilor. Încă o lună de acum încolo, oferta va fi bogată și diversificată, în așa fel încât fiecare om să-și poată permite măcar un ornament nou în bradul de Crăciun.